Eliza Samara a obținut la finalul lunii ianuarie, alături de colegele din echipa de tenis de masa României, biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Legitimată la Clubul Steaua, Eliza are în față a patra participare la o ediție a Jocurilor Olimpice și, înainte de a zbura spre un nou turneu în Europa, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV. Salut! Hai să vă spun cum am ajuns eu la Tokyo. Eliza, în primul rând, felicitări pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Cum te simți după acest succes reportat cu echipa de tenis de masa României? Mulțumesc mult, mă simt mult mai ușurată, să fiu sinceră. Acum nu mă mai gândesc că am alte, alte calificări, nu mai joc cu, cu presiunea aceea, știți cum e. Cum a fost uh, turneul de calificare din Portugalia? Meciul cu Italia, pot să zic că a fost un meci de încălzire. Meciul cu India, normal, era un, un meci aparent ușor. Însă indiencile au, au un, un alt stil de joc mai aparte, însă am dovedit că suntem o, o echipă și am câștigat. Greu, dar am câștigat. Meciul cu India a fost într-adevăr foarte strâns. Unde s-a făcut diferența? Pot să zic că vorba de dublu este cea mai importantă, pentru că este 0-0, primul meci. Și da, meciul la 2-2. Dana, care a fost formidabilă, la 2-2 să joci așa cum a, cum a făcut-o ea, a fost chiar foarte bine. Și la 1-1 când am jucat eu, pentru că se putea ca să nu câștig și să, să se pierde meciul. Ce reprezintă pentru tine următoarea două cuvinte? Jocurile olimpice. Medalie și motivație. Ai în fața a patra participare la o ediție de Jocurile Olimpice. Cum crezi că va fi de această dată față de precedentele trei? Dacă în 2008, când m-am calificat, aveam 19 ani, nu realizam încă că sunt la olimpiadă. În 2012, când m-am calificat, încă nu eram, cum să zic eu, necoaptă. Iar la Rio am, 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 fost foarte aproape de medalie. Iar acum pot să zic că echipa este mult mai matură, mult mai omogenă și ne dorim foarte mult să luăm medalie. Cum a sărbătorit calificarea la Jocurile Olimpice? N-am prea avut timp ca să ne bucurăm, pentru că în fond Calificarea, eu zic că era una firească, eram sigură că ne calificăm. Cu echipele de club ai reușit să câștigi de două ori până acum Liga Campionilor. Crezi că e posibil să realizezi acest lucru și cu Steaua București într-un viitor cât de cât apropiat? Cum am mai zis-o și o, o să o zic, mi-aș dori foarte mult să revin în țară, să joc pentru România, să pot să câștig pentru România, pentru Steaua și, și să nu mai trebuiască ca să mai... Mai călătoresc să joc pentru alte echipe care nu sunt în România. Ce mai ne vedem după Tokyo?